Gestionarea prudentă a banilor este o abilitate esențială pentru toată lumea. Fie că pui deoparte fonduri pentru a avea în situații de urgență, că eviți să te îndatorezi sau investești în active potrivite, pentru a gestiona eficient finanțele personale este bine să ai informațiile corecte. De aceea, la Valoria, am întrebat 50 de directori financiari din România. Care sunt recomandările principale pentru a deveni independenți financiari? Top 5 răspunsuri arată după cum urmează. 1. Preia frâiele finanțelor tale. Dacă nu te educi în ceea ce privește modalitățile de gestionare a propriilor bani, vei depinde întotdeauna de altcineva pentru sfaturi. Primul pas în această călătorie este să scapi de preconcepția greșită că domeniul financiar este de nepriceput. Începe prin a afla mai multe despre mijloacele de investiții, gestionarea creditelor, asigurărilor, economiilor și altele. Alte lucruri care, de fapt, te afectează. Abundența de informații online poate ajuta la explicarea jargonului cu ușurință. Fă-ți timp pentru a cerceta alte surse, cum ar fi cărți despre finanțe personale sau blogări specializați în domeniul financiar, care te pot ajuta să înțelegi chestiuni aparent complicate în termeni mai simpli. 2. Începe să faci investiții acum. Cu cât începi să investești mai repede, cu atât beneficiezi mai mult de puterea creșterii compuse. Construiește-ți obiceiuri financiare sănătoase. Economisește mai întâi și cheltuie mai târziu. Crește investițiile pe măsură ce crești financiar și diversifică-ți portofoliul de investiții. Deoarece tinerii au mai puține cheltuieli generale și dependențe financiare, este mai ușor să-și aloce o parte din venituri pentru investiții. Warren Buffett a spus că a început să investească la vârsta de 11 ani și a regretat că a fost prea târziu. 3. Alocă-ți fonduri pentru situații de urgență. Plătește-te primul pe tine. Este, cu bine știm, o mantră excelentă de urmat pentru finanțele personale. Aceasta înseamnă să pui o sumă mică de bani într-un fond de urgență în fiecare lună. În mod ideal, un fond de urgență ar trebui să aibă 3 până la 6 salarii lunare. Fii atent la această regulă, chiar dacă ai o mulțime de datorii sau dacă salariul tău este încă scăzut. Acest lucru nu numai că te scutește de probleme financiare, dar te ajută să-ți construiești un obicei pe tot parcursul vieții de a economisi. Adesea, crearea de fonduri separate pentru concediu sau avans, pentru achiziția unei case, te poate ajuta să rămâi motivat și să contribui constant. 4. Fii organizat și disciplinat financiar. Obișnuiește-te să urmărești cheltuielile pentru a te ajuta să bugetezi și să planifici mai bine. Rămâi organizat utilizând aplicațiile de bugetare sau de gestionare a banilor care te ajută să-ți urmărești veniturile și cheltuielile. Mulți profesioniști consideră util să creeze un calendar financiar și să stabilească memento-uri pentru sarcini importante precum taxe, impozite, facturi, rate și alte cheltuieli fixe. De asemenea, este ușor să automatizezi plățile facturilor ca să eviți penalizările pentru întârziere. Continuă să-ți analizezi frecvent bugetul și să-l revizuiești după cum este necesar. Și 5. Fă-ți o poliță de asigurare medicală. Dacă sănătatea este de preț, atunci are sens să-ți protejezi mai întâi sănătatea. Nu doar plătind pentru abonamentul la sală, ci și alegând un plan de asigurare medicală bun pentru tine și membrii familiei tale, ca să-ți asiguri nevoile medicale în viitor. Facturile medicale de urgență pot provoca reculuri financiare grave și neliniște. Pentru a te feri de stresul să apelezi la economii sau să vinzi active ca să acoperi astfel de cheltuieli, este recomandat să te uiți la un plan de asigurare din timp. La urma urmei, nu este vorba doar de stabilitate financiară, ci și de asigurarea liniștii tale. Tu, cum îți gestionezi banii?